Pacienții se sting în flăcări la cel mai mare spital COVID din țară, iar politicienii nu dau semne de solidaritate, ci își pasează vina pentru tragedie. O semnalează profesorul Dan Voiculescu, care le transmite mai marilor țării esența doctrinei umaniste, faptul că omul, indiferent de opțiunile sale politice, este valoarea centrală a societății. Bilanțul victimelor incendiului de la Institutul Matei Balci crește de la o zi la alta, însă cei de la vârful țării nu încearcă să taie răul de la rădăcină. Se pierd în schimb în conflicte cu miză politică și neglijează astfel binele societății, remarcă profesorul Dan Voiculescu într-o postare pe blogul său. Odată în plus, în locul unei dezbateri lucide și obiective care să identifice cauzele structurale ale dezastrelor care ne lovesc periodic și să propună soluții cu efecte optime pe termen lung, se reacționează partizan, în logica în care ai lor sunt mereu vinovați și trebuie să facă locul alor noștri, mereu neprihăniți. Și astfel se pierde esența. În fața unei catastrofe nu ne mai putem împărți în aceste tabere meschine care doar ne multiplică la infinit dezbinarea. Dezbinare care poate deveni amintire strict dacă cei de pe scena politică se axează pe valoarea centrală a societății, omul. Pentru a construi o societate echilibrată și prosperă, în care progresul nu rămâne doar o promisiune mereu amânată, ci o realitate care se consolidează concret de la o zi la alta, consider că regula de aur a interacțiunii sociale și politice trebuie să fie solidaritatea, nu conflictul. Iar această solidaritate se poate obține real doar dacă asumăm real că omul, indiferent de opțiunile sale politice, este singura valoare centrală a societății, așa cum am susținut constant în doctrina umanismului pragmatic. Este așadar esențial ca economia, educația și, nu în ultimul rând, sănătatea să nu mai depindă de conflicte politice, a conchis profesorul Dan Voiculescu.